Domnilor, avem imagini și informații noi în cazul politicianului atacat în stil mafiot cu topoare. Consilierul PNL atacat a povestit ieri la Antena 3 că poliția locală a asistat la incident, acesta acuzând relații și încrengături care ajung până la primarul localității. Colegul meu, Florin Zafiu, vine cu informații în acest caz. Florin, te ascultăm. Bun găsit, aceste imagini par să-i dea dreptate consilierului atunci când spunea că cei care l-au agresat se cunosc foarte bine cu primarul comunei și mai preciza el faptul că această agresiune a fost făcută astfel încât să-l determine să nu mai candideze la alegerile viitoare. Chiar vorbeam cu alesul local care a fost agresat și spunea că se va mai gândi dacă va mai candida, întrucât a fost supus unei teribile agresiuni. După cum știți foarte bine, a fost oprit în trafic de 3 autoturisme. La un moment dat, dintr-un vehicul a coborât un individ cu un topor, i-a spart 3 geamuri, a scăpat din acea emboscadă cu chiucul vai și a ajuns acasă și a sunat la poliție. Noi am încercat să dăm de primar zilele acestea, eu l-am sunat și ieri, am fost chiar și la primărie, nu am reușit să-l găsesc, telefonul l-are închis. Am încercat să vorbesc și cu familia Iordan. Din nou, n-am reușit să fac acest lucru, nu erau acasă. O nouă informație pe care o am de acum câteva minute ar fi că în această dimineață polițiștii din Ilfov au efectuat câteva percheziții la domiciliul agresorilor. Am încercat să confirm această informație la IPJ Ilfov. Deocamdată nu am primit un răspuns. Bun. Ești în curs de primit, practic, confirmări, Florin Zafiu, îți mulțumesc. Foarte importante aceste dezvăluiri. Fac și o precizare că am încercat să-l contactăm pe primarul din Chiajna, Mircea Minea. Domnia sa nu poate fi contactată, are telefonul închis. Dacă dorește, ne poate contacta pentru a da o reacție despre aceste fotografii. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor.